Hai noroc și sănătate, eu sunt Dumitru și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi o să jucăm Mortal Kombat Complete Edition. X-ul e prea mult pentru laptopul meu, așa că m-am gândit să-l joc pe ăsta, anume să joc Ladder și pe Expert. Numai ca să mă regiuiesc așa o țâră și să văd dacă vă fac o țâră să râdeți la cât de mult mă enervez. Așa, Sub-Zero, Scorpion. Scorpion. Expert, să-mi bat picioarele, Expert dau direct. Ui, doamne, ce greu o să fie să-mi bat picioarele. Mă întreb cum o să fie la prima luptă. Ai, mi-e frică. Mi-e frică rău de tot. For the Shokan! Round 1, fight! E firea dragul cu tremurile de mătii. Da, bravo, firea dragul, că dai ca Goro și cu... Ai, firea armăta, dragul, cum ne-a blocat aia. Na, n-a firea dragul. Ai, ce-mi dă, mi-a dat piciorul în gură. Ia uite, mă, ce mă bate. Ia uite, dracu. Bă, nu se joacă, nu se joacă. Absolut deloc. Mă omoară imediat. La prima să mor tu. Hai de capul meu. Bă, dar nu... Nu e joaca asta. Bă, asta nu-i joacă, bă. Asta nu-i joacă. Deci i-am dat-o. Asta nu-i joacă, bă. Imediat mă bate. Hai să-mi bat picioarele cât o să stau și aici. Nu fă asta, firea dracu. Ah, că n-ai motiv. Nu vreau să mă regiesc în halul ăsta. Select a new fighter. Frate, mai bine, uite, o să aleg Scorpion și să fie pe easy. Că de la... am dat pe beginner la un moment dat. Și de urma așa, treptat a devenit din ce mai greu. La prima, întotdeauna câștigam fără să... aproape, cam întotdeauna aproape flawless. Dar să-mi bat picioarele, că la Shao Kahn mi era foarte greu. Și trebuie neapărat să învăț o tehnică la fiecare personaj ca să îl bat pe Shao Kahn. Aici imediat o bat. Ca asta nu face efectiv nimica. Oricum eu dau butoane la întâmplare. Ia uite, mi-a dat un picior în gură. Așteaptă dracu, nu sta așa degeaba. A părcat, bici. Ok, hai că imediat o bat, nu e problemă. Chiar că dau așa butoane la întâmplare. Eu nu știu foarte multe combinații. Hai că o, mă bate o țără, adică na, îmi dă câțiva, pum. Dar un dram de viață mi-a. Da, o zizi. Dar să vedem la Shang Tsung, la Goro, la Shao Kahn, acolo e mare jmecherie, mare scandal. Ce ți-am blocat-o? Te rec, nu mă lovești tu pe mine. Fac asta flawless. Să vezi tu numai. Ai, firea dracu, nu mai lăsa să dau flawless. Firea armăta dracu. M-am ferit firea dacă... A, dar brică. Ei, ți-ai rosit X3-ul. Ca proasta ți-ai rosit-o. Doamne, dar sar ca tâmpitul. Unor butoane le dau așa random că nu mai pot să fac nimica. Tot sar așa, degeaba. Ia uite mă cum mă blochează firea, dar aia cum să fii tu, dar... Bam! Pumne-n bot. Piciorul în țâțe. Și cam atât. Hai că știu ăsta o țără să se bată. Hai că începe șmecheria, începe scandalul.
Sar așa că tâmpitul să-mi bat picioarele, că nici asta nu face mare lucru. La fel ca și mine. Nu mai da cu plasa că mă enervezi. Mă, am dat breaker firar, mă, sau dracu, am dat. Băi! Ia să vedem, dă X-ray-ul ca să scape, să câștige. Dar lasă că nu risc, că poate mă bătea. Dar mă gândeam să-și piardă X-ray-ul. Nu o să mirosesc breaker-ul, o să dau X-ray atunci când o să-l dea și el. Că așa mă dau dracu. Dar nu știu efectiv nicio... De aceea i-am dat-o. Hai mă, dă X-ray-ul. Să te văd. Ai curaj? Vino cu X-ray-ul. Nu vrei? Și din nou un mic X-ray. Ăsta are sânge albastru, are de acolo. Este extraterestru. Nici nu mai știu povestea ca să zic ce s-a întâmplat cu el. Cred că a fost oricum un om. Și după aia l-a făcut robot. Ăsta e un așa mai slăbuț, dar oricum, trebuie numai să știi cum să folosești un caracter și poți să bați pe oricine. Că nici la asta nu e foarte greu. Să vedem la ultimii 3, ca acolo e mare șmecherie. Aici. E apă de ploaie. Ue, să mor tu. A reușit. Dar nici mult nu-mi ia. Sau mă rog, îmi ia oricum. Dar lasă că nu mă bate ăsta pe mine. Nu mă bate, nu mă bați tu, fireal, dragul de gunoi. Polițaiul puli. Curcanul mătii. Bă, milițiene, ia marș de aici. Am mai ratat fireal, dar... Nici nu am atins, dar na. Așa se pune la Mortal Kombat. Că oricum și la Shao Kahn ăsta, ăla dădea cu niște sulițe mine, treceam peste el, tot mă lovea, știi că... Reguli din jocuri video. Și uite așa, să terminăm frumos și să trecem la următorul. Și asta știu că o să fie destul de enervant. Că e Matahala din aia ca și Shao Kahn, ca și Goro, ca și cum dracul mai chema pe ăla care arăta ca un tigru. Firea dracu să fii. Dar e corect, bă, că asta are patru brațe. Asta o fi soția lui Goro, mă. A, mai arăta firea dracu. A, nu, nu. Nu mă prins, nu mă prins, nu mă prins, firea dracu să fii. Ia uite, dă de două ori așa ca muista. Până mă nimerește. Ia uite, ia, să nu dai tu încă o dată. E filia dracu să fii. Hai mă, dă o combinație ceva cu foc, dă o sulită. Aha, deci pot să o prind și sus, pentru că da.
Hai mai, dă-i câteva. Uite așa. Avem amândoi X3-ul, dar sper că ea nu o să o folosească. Uite așa. Prosto, ți-ai arătat șansa. Zici că strigă de bărbat să-mi bat picioarele. Mai arătat prosto. Și acum, bă, fraier ești. Te-a răsucit. Ia, uite cum dă cu piciorul. Ia, dragul, e proastă. Fuck. Uneori n-am șanse să mă mișc pentru că încă sunt în mișcare de la lovitura pe care am dat-o. Hai că data asta, uite așa. Deși aș vrea să știu o fatalitate, să o dau și eu. Cred că numai atâta o să fac așa un ladder și după aceea o să încheie episodul că e cam lung. Ia uite, hai că nu e proastă. De cărat un hit. Băi, fi la mașina mătii, ce mă blochez vizorul? Câmpul vizual. Hai că nu e proastă, mă, nu e proastă. Nu e așa de rea. Oricum, în poveste, că am jucat la un moment dat story mod, în poveste era oricum puternică, era pizdoasă. Ia uite, dracu, mă, ce știe. Bă, cred că toate femeile, când urlă, parcă ar fi bărbați. Alo, ce te repeți așa ca muista? Mă, dar nu-i proastă, mă, dar nu-i proastă. Așa ca proastă. Uite că este totuși proastă. Dar acum e nervoasă, ia uite. Ia uite cum se repetă fira armă asta, ia. Nu mai nimerit, dar e jocul de căcat. Așa face unul când pierde la joc. Dă vina pe joc, nu pe el însuși. Wow, am pierdut jocul, înseamnă că chiar sunt praf. Said no one ever. Aia, fatalitate proasta. Asta e jmecheră. Da, computer fiind știe cum se dea fatalitate. Cu siguranță pur și simplu așa, apare un 1 sau un 0 sau o combinație și pac de fatalitate. Cum dracu? Oricum pe asta e greu să o bat. Măi, dar nici nu m-a atins, Dana, jocul e de căcat. Așa. Mai dă-i și tu o țără. E fir armă ta, dracu. Aici o să fie greu să-mi bat picioarele. Deja am transpirat degetele. Mă, asta dă așa cu șmecheie, așa la picioare, că nu mă aștept. Era armă să are cu... Deci că vorbesc ca un țigan. Fuck! Ia uite, mi-a turnat la coaie ca proasta. Ia uite, mi-a rupt și piciorul fixă la stâng, ca și în realitate. Ia dragul să fii. Am dat breaker, putu-i mor să mă țin. Ia pot să o bat cu dramul ăsta de viață? Nu prea pot. Absolut deloc. Putem să-i dau X-ray, poate reușeam. Tu-s milful, mătii. Că na, sincer, e bună de futut, ar fi bună, dar... Na. Cu ochii aia fără suflet, ce să mai zic? First hit, ai dat first hit, mamă ce șmechere ești. Firea dracu să fii tu, dar asta și mâine cu toată programarea, mătii. Ai dat un uppercut ca proasta. Hai, doamne. Așa, deci tu un breaker, așa cum te-a învățat tata.
Păi, deja amețesc. Măi, firar măsat. Bă, nu-i bine, bă. Că asta e atletică, nu numai că e bună, dar e atletică. Deci, bă, nu mai fiți misogini, că femeile pot să fie cu mult mai puternice decât bărbații. Cu mult mai puternice. Ia uite ce combo șmecher am dat. Repede de asta. Na, ai rostit-o, am o șansă. Am o șansă că a câștigat numai o rundă. Mă, dar dă din astea de la... De la o distanță. Cum dracu fac și eu cu șmecheria aia? A, mă, am dat breaker-ul. Era, mă, ta dracu. Că oricum, de unele mă feresc așa din greșeală. Dă din... Pff, dă lovitură din picior așa. Când mă aștepte mai puțin. Era, mă, ta dracu. Poate asta să mă îmblocheze fiecare lovitură, absolut fiecare. Da, bravo, fira mă, ta dracu. Am ceva cu mamele, tot zic, fira mă, ta dracu și chestii din astea. Așa m-am obișnuit. Și nu știu unde avem chestia asta, cred că am dezvoltat-o eu așa ca persoană. Totul first hit, totul da e first hit. Mamă, ce șmechere ești tu, că mare lucru este. Aș fi vrut eu să-l dau, deci este mare lucru, așa că firea dracu să fii tu dar asta și mâine. Lasă-mă să te bat odată, că oricum pe Shao Kahn nu o să-l bai niciodată cu dificultatea asta. Așa, să câștig și o rundă și poate reușesc și a doua. Dar are și ea X3-ul, ceea ce nu e o veste bună absolut deloc. Deja și-a pierdut ăla. Bravo ție. Hai că pot, hai că pot, hai că pot, hai că pot. Uite așa, vira armata dracu, vino în coafe de alea, de nu te rup, de nu te leg în lanțuri, bă, te fut în gură și în toate orificiile posibile. Ok, eu sincer renunț. Dacă m-aș și picti. Dar în orice caz, cred că tot o să postez acest clip. Așa că eu mulțumesc de vizionare, nu uitați like și subscribe pe lângă, în descriere aveți rețelele sociale, un link de PayPal și detalii despre promovare, câteva canale care consider eu că sunt șmechere, nu uitați să vă rugați la Sfântul Dumitru și eu cam atât am avut de spus, hai marș!